Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi mi-am propus să învățăm rezolvarea corectă a itemilor dintr-un test. Succesul rezolvării unui test pornește de la a citi cu atenție enunțurile și de la a respecta întocmai cerințele. Adevărat sau fals? Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaie în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți pe foaia de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației litera F. Și modificați parțial afirmația, vedeți aici, mulți copii uită să modifice, modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Și nu se acceptă folosirea negației. Cum rezolvăm? Avem trei afirmații. 1, 2, 3. Pe care le vom citi cu atenție. 1. Sediul principal al fotosintezei este tulpina. Afirmația este falsă, deoarece sediul principal al fotosintezei este frunza. Și acum o vom corecta. Sediul principal al fotosintezei este, și înlocuiesc tulpina cu frunza. Și acum am o afirmație corectă. 2. Urina se formează la nivelul nefronilor. Da, este o afirmație adevărată, prin urmare voi pune 2A. 3. Vasele lemnoase conduc seva elaborată. Fals. Și acum pot să corectez în două moduri. Să las vasele lemnoase și să înlocuiesc seva elaborată cu seva brută, sau să las seva elaborată și să înlocuiesc vasele lemnoase cu vasele liberiene. Eu voi lăsa vasele lemnoase. Vasele lemnoase conduc seva și înlocuiesc elaborată cu brută. Acum am o afirmație corectă, vasele lemnoase conduc seva brută. Sigur că nu se acceptă folosirea negației, să fi spus 1F, sediul principal al fotosintezei nu este tulpina. Alegere multiplă sau grilă. Scrieți pe foaia de examen litera, vedeți, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. Și avem 1. Este componenta tubului digestiv, A, ficatul, B, pancreasul, C, splina, D, stomacul. Cum răspundem? Punem 1 și litera corespunzătoare răspunsului corect. Răspunsul corect este stomacul, prin urmare voi pune 1D. Nici într-un caz nu voi scrie 1, stomacul. Nu, eu trebuie să scriu litera corespunzătoare răspunsului corect. Dacă cerința era formulată încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect, atunci sigur că încercuim de litera de corespunzătoare răspunsului corect. Asociere. Coloana A cuprinde compartimente ale inimii, iar coloana B vase de sânge care aparțin circulației mici și mari. Scrieți în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, iată, aici, litera corespunzătoare din coloana B. Noi nu trebuie să arătăm prin linii corespondența, ci trebuie să scriem litera corespunzătoare din coloana B în dreptul cifrei din coloana A. Cum rezolvăm? Atriul drept. Știm că în atriul drept vin venele cave și atunci aici vom scrie C. În atriul stâng vin venele pulmonare și atunci vom pune D. Iar din ventriculul drept pleacă artera pulmonară și atunci voi pune aici B.
Iată 1C, 2T, 3B. Completarea spațiilor libere. Scrieți pe foaia de examen noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Ventilația pulmonară se realizează prin două procese de sens opus și noi știm că acestea sunt inspirația și expirația. Nu trebuie să transcriem afirmația introducând noțiunile. Noi, iată, trebuie să scriem doar noțiunile. Atunci voi pune 4 roman și voi scrie inspirația, virgulă, expirația. În speranța că aceste informații vă vor fi de folos, vă doresc mult succes!